Miercuri 14 septembrie a fost organizată la Giurgiu o masă rotundă pe teme legate de acțiunile anticorupție. Evenimentul a avut loc sub denumirea Prevenirea corupției, drumul către integritate. Organizăm acest eveniment, masa rotundă, cu tema Prevenirea corupției, drumul către integritate. Parteneriatul între Asociația Prodemocrație și Direcția Generală Anticorupție este de peste 7 ani de zile și ne bucură faptul că reușim să continuăm proiectele pe care le-am început acum mulți ani și reușim să mergem de fiecare dată cu noi idei pe care le putem pune în aplicare și totodată să atragem alături de noi tot mai mulți actori. Citeam de dimineață un studiu, pare mi se, făcut de Transparency International, privire la impactul, costurile corupției în țările din estul Europei și România se încadra undeva la un cost cuprins între 15 și 22% din PIB. 15-22% însemna la un PIB de 160 de miliarde, cam 35 de miliarde cost anual, adică la vreo 20 de milioane cât mai suntem noi prin România, înseamnă 1750 de euro fiecare dintre noi pierdem anual datorită din cauza corupției. Se pune o problemă privind vulnerabilitatea personalului care îl avem vis-a-vis de faptele de corupție. Zilele trecute am avut întâlnire la Asociația Municipiilor din România și discutam și ne batem pentru oamenii din primărie, pentru salariații din administrația locală, ca să aibă salarii pe măsura competenței lor, salarii unitare în raport cu celelalte instituții publice, pe același nivel de pregătire profesională, ca să dispară acele tentative, acele tentații de a cădea în ispite. Aș începe prin a adresa mulțumiri gazdelor noastre de astăzi, ISU Giurgiu, și de asemenea instituțiilor care ne onorează cu prezența la prezidiu. Aș menționa pentru început faptul că la nivelul județului Giurgiu, prin serviciul nostru anticorupție, avem protocoale încheiate cu Consiliul Județean și Primăria Giurgiu, în baza cărora până în prezent au fost desfășurate numeroase activități de prevenire. Sunt convins că multe dintre ele v-au ajuns la cunoștință. Ne bucurăm să vedem că există un nivel amplu de colaborare, concretizat aici, la nivel local, adaptat unor probleme locale și adresat strict cetățenilor din zonă. În continuare, evenimentului de ieri în fața Teatrului Tudor Vianu din Giurgiu s-a desfășurat astăzi Labirintul Anticorupție. În cadrul acțiunii, cei care au răspuns provocării au intrat într-o construcție modulară de tip labirint, care le-a oferit posibilitatea să-și consolideze cunoștințele despre infracțiunile de corupție și despre combaterea acesteia. Rezolvarea problemelor semnalate pe piața asigurărilor RCA depinde acum de aplicarea cadrului normativ stabilit de guvern pe 14 septembrie. Actul normativ permite stabilirea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară pe o perioadă de 6 luni a unui tarif RCA de referință aplicat atât persoanelor fizice cât și juridice. Ordonanță de urgență cu referire la regimul asigurărilor auto-obligatorii, RCA. După cum știți, sunt discuții pe acest subiect care trenează de luni de zile, deja de la începutul anului. O situație care, vreau să fiu clar, nu a fost creată de guvern și nu depinde de guvern. Avem în România ASF-ul care are responsabilitatea de a supraveghea și instituțiile de asigurări obligatorii, inclusiv pentru asigurările obligatorii. Acolo ar fi trebuit luate măsuri, după discuții și cu transportatorii și cu asiguratorii, luate măsuri în cursul acestui an pentru a se evita să ajungem în situația în care suntem în momentul de față, situație de conflict. Prin actul normativ aprobat au fost plafonate tarifele RCA pe o perioadă de 6 luni. Nivelul tarifelor va fi stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Plata facturilor la apa potabilă a dat bătaie de cap de multe ori atât operatorului de apă și canalizare, cât și familiilor cu venituri mici sau fără venituri. O astfel de situație poate fi rezolvată și prin acordarea unor subvenții în condițiile normelor legale în vigoare. Oamenii înțeleg numai că uneori există neputința de a-și plăti acest serviciu
Și în consecință, cei care guvernează s-au gândit la un sistem de susținere a familiilor care trăiesc sub o anumită limită a câștigului, care să le asigure un trai decent, să subvenționeze așa cum de fapt e și la energie termică, la transport local și, dacă vrei, și la iluminat public, pentru că iluminatul public este și el subvenționat într-o formă puțin mai elegantă, pentru că el, în general, este folosit pe timpul nopții, când tarifele sunt mai mici în sine pentru energia electrică. Modificarea care s-a produs asupra legii care tutelează desfășurarea serviciului de apă și apă uzată anul trecut prevede obligativitatea autorităților publice locale de a subvenționa într-o anumită limită și pentru anumite persoane defavorizate plata apei potabile. În ceea ce privește sistemul de canalizare, problemele sunt cu totul de altă natură. În acest caz este nevoie de modificări ale legislației specifice. În privința canalizării, lucrurile sunt ceva mai delicate, pentru că dacă aici omul poate să conștientizeze că acel consum de apă din fântâna proprie pentru băut și pentru mâncare poate să-i fie nociv, funcție de fiecare în parte și de valorile care există în zona respectivă, pentru că ele sunt fluctuante, valorile acelor parametri care deranjează sănătatea. La canalizare lucrurile sunt mai delicate. Există și acum, acolo unde se implementează canalizarea, familii care dețin fose vidanjabile, unii nu vor, pentru că le este mult mai simplu să procedeze așa, să se racordeze, să se lege la sistemul de canalizare, iar ceilalți, o parte, nu au posibilitatea și pe ceilalți și pe cei mai mulți nu îi poți obliga. De fapt, nu există o lege care să îi oblige să folosească sistemul de canalizare al localității respective. Zona liberă Giurgiu s-a redresat economic, în special după anul 2012, și în scurt timp a obținut și profit. La acest lucru a contribuit și sprijinul acordat de primărie și Consiliul Local. Relația este foarte bună în prezent și este chiar, a fost la fel, cum vă spuneam, din 2012, și mă refer la 2012 pentru că este un an de cotitură prin care administrația zonei a intrat pe profit din nou și în permanență a fost sprijinită de primărie și Consiliul Local, drept dovadă, cum vă spuneam, și de acea garanție care a fost nevoie a fi depusă, și o garanție destul de mare, care efectiv primăria a blocat-o în cadrul creditului nostru de refinanțare, în care s-a refinanțat toate creditele anterioare, și am fost ajutați atunci foarte mult de către primărie. Și ulterior, prin faptul că de fiecare dată am fost încurajați în ceea ce am încercat să facem și am obținut sprijinul, dacă nu chiar financiar, să spunem, întotdeauna cât s-a putut, măcar cel logistic, prin reprezentanții Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor și în Consiliul de Administrație, care ne-au fost alături întotdeauna și care au înțeles problemele cu care ne confruntăm și au căutat să rezolve în cadrul Consiliului Local aceste probleme. Zona liberă și Primăria Giurgiu sunt parteneri și în cadrul unui proiect european de aproape 16 milioane de euro. Este vorba despre realizarea portului trimodal, în care cele două entități sunt partenere și cu o firmă privată. Noul regulament aprobat de Consiliul Local al municipiului Giurgiu pentru atribuirea de locuințe sociale aduce modificări și în ceea ce privește stabilirea punctajului pentru obținerea repartiției. În aceste noi prevederi există diferențe substanțiale față de regulile pentru obținerea locuințelor de tip ANL. Dacă o să vedeți în grila aceasta, nu se mai pune accent ca la ANL-ul pe numărul de copii. La număr de copii, dacă au un copil, primesc 2 puncte. 2 copii, 3 puncte, 3 copii, 4 puncte, 4 copii, 5 puncte și mai mult de 4 copii, încă un punct pentru fiecare copil. La ANL-ul creșterea era mult mai mare. Era cam din 2 în 2. Și ce avea? Dar la ANL-ul sunt tineri căsătoriți și se gândea legiuitorul că nu poate la vârsta aia de tânăr căsătorit să aibă chiar atât în spate mai mult de 2-3 copii. Al doilea criteriu
care la fel nu este ca la ANL-ul, este un pic diferit, este vechimea cererii. Dacă o să vedeți, până la un an un punct, până la 2 ani 3 puncte, până la 3 ani 6 puncte și peste 3 ani câte un punct pentru fiecare an. La ANL-ul era un an, un punct, un punct, un punct până la 4 ani, peste 4 ani primea câte 4 puncte pe an. Și atunci creșterea era foarte mare. Pe considerentul că trebuie să-i dai o șansă la ANL-ul pentru că este limitat ca și vârstă. Marius Șumudică a prefațat primul meci pe care echipa sa îl va juca în acest sezon în grupele Europa League împotriva Austriei Viena și consideră că oponenții de astăzi au o valoare apropiată de cea a echipei sale. Este un meci de grupă în care se poate întâmpla orice. I-am urmărit foarte atenți pe adversari și sunt ca la nivelul nostru. Până în decembrie se pot întâmpla multe și eu cred că ne putem califica. Poate că Europa League e mai importantă pentru că putem câștiga bani dacă facem puncte. Nu avem probleme de lot. Nu ne așteptăm să vină foarte mulți suporteri. Cred că vreo 3-4 mii, a declarat Marius Șumudică. O veste excelentă pentru Șumudică este aceea că Denis Alibek va începe ca titular meciul de astă seară, deși vârful de 25 de ani nu s-a pregătit la capacitate maximă în ultimele zile. Alibek s-a lovit la picior în derbiul cu Steaua de duminică și nu a fost capabil să execute antrenamente la intensitate maximă. Meciul dintre Astra Giurgiu și Austria Viena din grupele Europa League se va disputa pe Arena Națională în această seară de la ora 20.